candy to the candy shop. I let your knowledge drop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Daphne Joy, în vârstă de 30 de ani, este fără doar și poate una dintre cele mai hot mămici din lume. Indiferent dacă se află pe stradă sau la evenimente speciale, fosta iubita lui 50 Cent și mama copilului său nu poate trece neobservată. Formele sale bine definite ies mereu în evidență, motiv pentru care a primit și titlul de cea mai sexy mămică. Nu trebuie să te uiți de două ori la aceste fotografii ca să te prinzi că 50 Cent nu a dus-o pe senzuala femeie la candy shop. Are sânii imensi și fermi, abdomenul plat și un posterior apetisant, care pare desprins din revistele de fitness. Să nu mai vorbim de talia subțire, care accentuează trupul pe care și l-ar dori orice femeie și bărbat. Se îmbracă după ultima modă și nu iese din casă nearanjată. La fel de fashionist și grijuliu cu imaginea lui este și băiețelul pe care îl are cu 50 Cent. Deși are numai 4 ani, Sir Jackson este model. Puștiul a semnat recent un contract în valoare de 700.000 de euro cu o firmă audio din state. A urcat încă de la 2 ani pe podium sub privirile mândre ale părinților lui. Să referim la mama lui, care dă pe spate reprezentanții sexului masculin pe bandă rulant. S-a iubit cu mulți bărbați celebri, printre care și Jason Derulo. Oare melodiile lui incendiare i-au fost dedicate chiar lui Daphne? Cei doi au format unul dintre cele mai hot cupluri din showbizul internațional. Legătura dintre cei doi a fost una foarte controversată. Se spunea peste tot că sunt împreună, dar ei s-au afișat împreună abia după 3 luni de relație. Au fost și într-o vacanță de vis în Mexic, unde au fost surprinși numai în ipostaze fierbinți. Din păcate, mula atra cu forme rubensiene a pus capăt relației după numai 7 luni. De ce? Motivul este încă necunoscut pentru presă, dar cert este că frumoasa Daphne este din nou singurică. Tânăra a făcut senzație de nenumărate ori pe plajele din Miami, unde a purtat cele mai decupate costume de baie. Aparițiile ei au fost îndelung apreciate de trecători. Una dintre ultimele ținute ale lui Daphne Joy a tăiat răsuflarea tuturor bărbaților care au văzut-o. Să nu mai vorbim despre cei prezenți la eveniment. Tânăra mămică a apărut la o petrecere îmbrăcată într-o rochie cărămizie de mătase. Nimic neobișnuit, nu? Motivul pentru care toți fotografii au roit întreaga noapte pe lângă ea a fost materialul care stătea să explodeze pe formele sale voluptoase. Nu haina îl face pe om, indiferent de ceea ce ar purta, cea mai exotică femeie de pe internet este celebră pentru sex appeal-ul ei debordant. Daphne face o mulțime de bani pe rețelele de socializare pentru reclame la produse de slăbit, în frumusețare sau pentru branduri de haine. Atitudinea ei este cea care îi lasă pe toți fără cuvinte. Pegate, 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 sexy, sexy, pegate, 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 hot, hot.